astăzi a avut loc prezentarea primului meu videoclip și respectiv a single-ului meu Take Me Away. Videoclipul a fost starea aia care a simțit-o probabil orice femeie când suferă din dragoste și durerea asta se răsfrânge asupra rochii, ați văzut că e arsă, e ruptă și așa mai departe. Deci ideea a fost că durerea pe care o are o femeie în suflet este redată prin fizicul ei, respectiv diferența fericire-suferință. A fost foarte super. În primul rând vreau să-i felicit. Sunt niște băieți extraordinari, au o echipă extraordinară, profesioniști, în sensul de plin al cuvântului. Și chiar a fost foarte ușor. Locurile au fost perfect potrivite pentru tot ce s-a ales. Știi ce a fost? A fost când am filmat pe mașină, pe capota mașinii, a fost foarte și foarte fierbinte motorul. Atunci a fost cel mai greu, mă jur. În rest, nu am avut probleme, multă, multă baftă lor. De ce a trebuit să dureze atât de mult până să te vedem pe tine pe scenă, cântând mai mult? Fiindcă lucrurile cele mai frumoase se întâmplă atunci când crești. Și trebuie să alegi exact momentul potrivit în viața și să nu grăbești lucrurile, fiindcă dacă le grăbești, atunci posibil să forțezi o notă care nu este trimisă încă de sus. Cu toate că ea are deja o istorie, că a cântat alături de Dan Balan și piesa a fost un hit, Lendo Calendo, dar oricum, când e vorba de carieră solo, abia probabil peste vreo anumit perioadă am să aflu ce fel de artist și cum Tania Vanda trebuie să fie. A început să bată inima că din cauza contrastului, pur și simplu Tatiana este mai albă la păr, știi, dar eu sunt mai negru și era, se evidenția și ea și eu, și eu sunt un pic rușinos și... Este prima piesă ei solo, este o piesă foarte bună, este ceva care nu miroase autohton și chiar îi urez foarte multă baftă în tot ceea ce face. Tane? M-am simțit fenomenal, deci atâta energie pozitivă a venit din public, nu știu, a fost ceva indescriptibil. De acum înainte o să mă vedeți doar pe scenă.